Noi trebuie să batem pe gaz metan ca să trecem oficial pe primul loc. Poate să facă diferența și acum și este penalti, cred că este penalti. El poate să înscrie al 22 la gol în Liga 1. Nu se poate, mai știți golul acela? Nu se poate rivaltine din a doua fază. Mai știți faza aceea din 2008? Mutu împotriva Italiei. Esposito a intrat la pauză pentru Viitorul Constanța să îl înlocuiască pe Iancu. Iată o pasă lui Esposito. Da, a intrat bine în meci, clar. Esposito. Gaz Metan este echipa care n-a înscris deloc în, de la startul play-off-ului. A jucat un meci, a pierdut 3-0, desigur. Și Viitorul este echipa cu cea mai bună apărare de când a început play-off-ul, pentru că n-a luat niciun gol. Dar, sigur, sunt niște statistici care nu prea contează, pentru că a fost un singur meci. Adică, cred și eu, bineînțeles, că dacă tu câștigi la 0, atunci e cea mai bună apărare. Adică, da, ok, dar e aiurea. Ei, salutare băieți, eu sunt Drake și bine ați revenit la cariera cu Viitorul Constanța. Meci cu Gaz Metan astăzi. Ar trebui să fie un meci destul de simplu, dar încercăm să tratăm partida cu seriozitate. De asemenea, în campionat s-a mai jucat un meci CFR Cluj cu Astra Giurgiu, CFR cu... CFR a pierdut iar, 2-1. Da. Noi trebuie să batem pe Gaz Metan ca să trecem oficial pe primul loc. Deci suntem... adică suntem tehnic pe primul loc, că suntem la egalitate cu CFR, dar dacă trecem și de ăștia și de Gaz Metan, atunci e ok. Și ca idee, CFR Cluj, o echipă ceva mai slabă decât noi, a bătut-o pe Gaz Metan la ea acasă cu 3-0. Așadar, m-aș gândi că o să reușim și noi o performanță similară, dar orice e posibil. Gaz Metan este echipa care n-a înscris deloc de la startul play-off-ului. A jucat un meci, a pierdut 3-0, desigur. Și Viitorul este echipa cu cea mai bună apărare de când a început play-off-ul, pentru că n-a luat niciun gol. Dar, sigur, sunt niște statistici care nu prea contează, pentru că a fost un singur meci. Adică, cred și eu, bineînțeles, că dacă tu faci, dacă tu câștigi la 0, ai, dacă tu câștigi la 0, atunci e cea mai bună apărare. Adică, da, ok, dar e aiurea. Pleacă pe atac cu Costache. Îl găsește pe Rivaldinho, pasă pentru Marin care a înscris data trecută primul său gol pentru Viitorul Constanța și poate să facă diferența și acum și este penalti, cred că este penalti. Este o intervenție la Marin, o intervenție întârziată și cred că este penalti. Sau cel puțin lovitură liberă de în afara careului. Nu este penalti și Rivaldinho, că tot vorbeam de Rivaldinho, el poate să înscrie al 22 la gol în Liga 1. Nu se poate, mai știți golul acela? Nu se poate Rivaldinho din a doua fază. Mai știți faza aceea din 2008? Mutu împotriva Italiei, România-Italia, dă Mutu din penalti și scoate Buffon, cu toate că a sărit în altă, într-o parte, Mutu a tras oarecum pe centru și o scoate cu picioarele așa, la nimereală. Buffon, așa mi s-a părut și acum. Rivaldinho, cât ghinion să aibă. Și ajunge mingea iar la el și nu reușește, și dă direct în portar. Oh, aproape de al doilea penalti, ce ar fi fost? E incredibil să fi dat al doilea penalti, dar a avut noroc Gaz Metan acolo. Dar chiar neglijenți cu aceste intervenții în propriul careu. Dar neglijenți și cei de la Viitorul cu aceste pase în propria jumătate. A făcut frumos. Și să vedem Ljubicic și Căbuz, ce se întâmplă și se dă fault în atac, cred. Fault în atac sau offside în orice caz. Da. Rivaldinho pentru Iancu. Oi. Nu știu să înscrie Iancu. Intervenție fenomenală a portarului. Chiar un match excelent făcut de portarul lui Gaz Metan. Vedem acum Ampadu pentru Iancu. Iancu, Fofana, reușește să îndepărteze pericolul, dar pierde posesia în același timp. Băieții George Ștefan au nevoie de un moment de sclipire, de o pasă extraordinară, un șut bun, ceva, ca să înscrie în prima repriză. Ar fi important pentru ei să aibă avantaj, să meargă cu avantaj la pauză, dar rămâne de văzut. Iancu și au o oportunitate excelentă să treacă în față, să se îndepărteze de CFR Cluj la 3 puncte, pentru că CFR a pierdut în această etapă cu Astra Giurgiu. Scor 2-1 la CFR acasă. Așadar, nu pot da cu piciorul acestei ocazii fantastice. George Ștefan lăudat de toată lumea pentru performanța sa din acest campionat. Este pe primul loc,
Sta aproape de câștigarea titlului. Bine, mai sunt multe meciuri, dar oricum se poate stabili confortabil pe prima poziție. Și Rivaldinho, asta este, în sfârșit, în sfârșit. Au găsit, au jucat mult tiki-taka până să găsească o soluție și iată-o venind chiar înainte de pauză. Iată și ce pas a putut să găsească acolo. Este Marin cu pasa pentru Rivaldinho și reușește să înscrie acesta 1-0 pentru Viitorul și iată cum se apropie de cele 3 puncte, de obținerea celor 3 puncte. 2 minute de prelungire, se arată de la margine și numai unul rămas, o pasă direct în afara terenului. Nu s-au concentrat și de la gaz metan și cred că i-a afectat luarea acestui gol. Venit într-un moment extrem, extrem de nefericit pentru gaz, deși se fluieră. Finalul primei reprize este 1-0 pentru Viitorul grație golului înscris de Rivaldinho, dar trebuie să acordăm și credit pasei extraordinar dată de Marin. Avem și o schimbare, intră desigur Esposito în locul lui Iancu. Vedem dacă va reuși să facă și el diferența. Esposito a intrat la pauză pentru Viitorul Constanța să îl înlocuiască pe Iancu. Iată o pasă lui Esposito. Da, a intrat bine în meci, clar. Esposito. Ar fi o mare catastrofă pentru Viitorul dacă ar pierde puncte în această seară, pentru că, așa cum am spus și în prima repriză, CFR Cluj s-a încurcat în această etapă cu Astra Giurgiu. Au pierdut. Așadar, poate să se îndepărteze la 3 puncte de CFR Cluj Viitorul Constanța. Poate să se stabilizeze pe prima poziție dacă o să învingă în această seară. Chiar sunt condamnați la victorie datorită situației în care se află. Vine acum centrarea lui Chamed, Căbuz respinge. A fost o fază destul de periculoasă. Inițial am crezut că a tras pe poartă, dar nu. A fost doar o centrare foarte aproape de portar. Mitică Cardoso, mitică! Ne-a inspirat Cardoso. A fost o intervenție bună a fundașului și se dă încă o dată corner. Vine acum centrarea lui Chamed, ceva mai departe de portar de data aceasta, dar mai departe de orice alt jucător din echipa sa. Este Hora. Hora încearcă să protejeze balonul, pasează pentru Mitică Cardoso și ce pasă, un șut! Au combinat bine, iată, există pe atac gaz metan în aceste momente, chiar a jucat bine această fază, dar nu găsesc golul 2 al partidei sau primul lor gol din această partidă. Minutul 75, ce pasă pentru Rivaldinho, ce pasă Rivaldinho pentru Esposito, aproape de-al doilea gol și e jumătate din poziția lui preferată. Se duce pe poartă, dar se duce mult prea încet. Păcat, s-a grăbit puțin Ejuma, urma să fie presat, venea cineva, era cineva pe drum către Ejuma să-l blocheze, dar un șut în sfârșit din partea sa. N-am mai văzut de mult timp o fază periculoasă dezvoltată de acest mijlocaș al Viitorului. 10 minute până să se fluiere finalul și să primească Viitorul încă 3 puncte. Și Mitică Cardoso, n-am înțeles exact ce a vrut să facă, dar siguranță nu i-a ieșit. Este Buș, nu se poate să respingă cineva. Ghiță, fază controversată, dar s-a descurcat bine Ghiță. Trebuie să vedem reluarea. Era fază de penalti, era în careu în primul rând, era fault, e întrebarea. Era fault acolo, la lui Ghiță. A fost ăla fault, nu știu. Trebuie să vedem reluarea. În opinia arbitrilor, nu a fost fault. Și Ghiță încă o dată, Ghiță, eroul din apărare, incredibile intervenții, două intervenții ale lui Ghiță și pericolul nu este îndepărtat, este Hora. Nu se poate, dacă egalează acum se termină totul. Oh, boboc. Și cred că asta a fost toată, ultima fază. Oh, au avut emoții, Esposito, iată, l-au învățat bine pe Esposito. S-a terminat, ok, 1-0, Viitorul câștigă, dar cu emoții, chiar cu mari emoții. Vai, Dragoș Tismăneanu, dar 8 șuturi, 6 pe poartă și doar un singur gol înscris de Viitorul, e ireal. Au ratat și un penalti de asemenea. Gazmeta Medeș cu 3 șuturi, 1 pe poartă, hai să fim serioși. Hai, mergem mai departe, nu mai băgăm nici interviu, nu mai are rost. Botoșan, Politehnica, Iași, Hermannstadt, Sepsi, mă rog, asta nu contează. Ce mă interesează pe mine ce facă ea în play-out? Adică, să fim serioși. 94, incredibil. 94. Suntem pe locul întâi în sfârșit. Hai să facem și training-ul. Avem un Dela Costache, dar e ok. Da, avem și cariera cu Țara Galilor. O să fie interesant.
Dar mai durează ceva timp până să avem primul meci. Da, de fapt, nu chiar, nu chiar. După meciul ăsta cu Universitatea Craiova jucăm și cu Țara Galilor pentru prima dată. Excelent. Hai să vedem FCSB are cu CFR Cluj are cu FCSB. Ceea ce să fie interesant, dar o să vedem ce vor face data viitoare. Băieți, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Dacă ați făcut deja, dați subscribe canalului și apăsați și pe acel clopoțel să fiți notificați când o să postez videouri noi. Și urmăriți-mă data viitoare să vedem împreună care va fi viitorul Constanța împotriva Craiovei.